Două comune din județul Iași se pregătesc să implementeze o investiție care să asigure energie electrică pentru iluminatul public și instituțiile publice. În zona Pașcaniului este vorba despre comuna în Prăjescu. Primarul Costel Hugeanu a semnat în urmă cu câteva săptămâni contractul de finanțare în valoare de peste 1,2 milioane de lei, bani de la Ministerul Energiei, pentru construirea unei centrale fotovoltaice la Brătești. Energia produsă va fi folosită pentru iluminatul public, dar și pentru instituții publice din comună. Pe termen lung, producția proprie de energie va duce la scăderea semnificativă a facturilor la energie electrică ale comunității. Prin aceste investiții, beneficiarii vor dezvolta parcuri fotovoltaice, eoliene sau microhidrocentrale pentru autoconsum. Odată implementate, proiectele vor acoperi până la 79% din consumul propriu al instituțiilor publice, de la iluminat la utilitățile școlilor. Aceste contracte vor crea noi locuri de muncă și vor reduce costurile cu energia la nivel local, încurajând un mediu mai curat, a declarat ministrul energiei Sebastian Ioan Burduja. O investiție asemănătoare va fi implementată și în Comuna de Leni. Contractul de finanțare în valoare de circa 2.190.000 de lei a fost semnat de primarul Dumitru Prigoreanu, după parcurgerea tuturor etapelor necesare, proiectare și licitație. Ar urma să fie construit un parc fotovoltaic pe o suprafață de jumătate de hectar și, în acest caz, energia produsă va fi folosită pentru asigurarea iluminatului public, școli și alte instituții publice din Comună.